Doamnelor și domnilor, iată care sunt știrile de astăzi. Spitalul din Făgăraș nu are computer tomograf. De mai bine de o jumătate de an, aparatul din unitatea sanitară nu mai poate fi utilizat. Și asta întrucât firma ce deține tomograful a intrat în insolvență. Lichidatorul trebuie să elibereze spațiul și să ia vechiul aparat, însă procedurile se tergiversează. Oricum, pentru instalarea unui nou tomograf urmează alte etape. Se reabilitează mai multe drumuri, poduri și podețe din zona noastră. Consiliul Județean Brașov a lansat licitațiile pentru stabilirea unor consultanți care să pregătească documentațiile tehnice. Proiectanții au la dispoziție aproape o lună pentru a trimite ofertele. Zona ce poate atrage mulți turiști, mai ales că iubitorii muntelui pot urca spre cabanele Podragu și Turnuri. Este vorba despre Cătunul Sumerna din comuna Ucea, unde există și un mare parc fotovoltaic. Aici primăria se luptă de ani buni să modernizeze drumul ce leagă Victoria de Sumerna și acum mai sunt de trecut câteva piedici birocratice, spune primarul Marian Băcilă, dar drumul se va face. Făgărășenii de la copii la adulți au fost antrenați într-un concurs incitant, în care cunoașterea se îmbină cu mișcarea. Competiția vânătoare de comori s-a aflat la cea de-a doua ediție în orașul nostru. Conform regulamentului, s-a concurat pe echipe a câte 3 persoane. Vânătoarea de comori este câștigată de echipajul care ajunge la linia de sosire cu toate indiciile presărate de-a lungul traseelor indicate. Concursul a durat 3 ore și cei mai buni au fost premiați. Făgărășenii care au probleme de sănătate străbat sute de kilometri la centre medicale care au computer tomograf. Oamenii cheltuie sume consistente atât pe deplasare, cât și pe analizele care îi ajută pe medici să dea un diagnostic precis. Asta pentru că la spitalul din Făgăraș nu mai există de ceva vreme computer tomograf. Conducerea primăriei ne-a explicat de ce pacienții nu pot beneficia de astfel de investigații în unitatea sanitară. Dacă vorbim de tomograful de la spital, firma care a avut contract cu primăria, și vă spun că și specific a avut contract, pentru că noi am încheiat acest contract datorită faptului că nu s-a mai făcut plata chiriei către primărie, a intrat în faliment. A fost zilele trecute și o comisie de la DSP, i s-a explicat situația. Acel tomograf nu poate fi ridicat fără avizul CNCAN. Eu am vorbit, cred că, de cel puțin 3 ori cu reprezentantul firmei de insolvență și l-am rugat să grăbească procedura de avizare, să scoată avizul de la CNCAN și de eliberarea spațiului, pentru că noi nu putem să eliberăm acel spațiu, și mi-a spus de fiecare dată că se grăbește, că săptămâna viitoare o să vină și asta, discuțiile sunt de cel puțin 3 luni de zile. Lucrurile par să se prelungească, iar birocrația este în dauna bolnavilor, spun autoritățile. Firma care deține aparatul a intrat în insolvență. Suntem așadar la mâna unui lichidator care trebuie ca în cel mai scurt timp să elibereze spațiul și să scoată de acolo vechiul aparat, pentru ca apoi, după obținerea avizelor cerute de Comisia Națională pentru Controlul Activităților Nucleare, să poată fi adus aici un tomograf, achiziție ce trebuie făcută de urgență în folos din Făgăraș și zonă. Cei de la CNCAN vor primi o informare de la spital și de la DSP și vor lua o decizie ca spitalul sau să desemneze o firmă care se ocupă de ridicarea tomografului, pentru că acolo este un tub care trebuie distrus în anumite condiții, vor da avizul și dacă firma care este în faliment nu va cere acel aviz. Ca ulterior spațiul să fie eliberat și spitalul să aibă posibilitatea să achiziționeze, închirieze sau să aibă altă modalitate de a aduce un tomograf la spital. Pentru că este singurul spațiu pregătit în acest sens, izolat, cu uși de plumb, cu toate avizele necesare pentru a fi pus acolo un tomograf, un aparat de acest gen. Primăria, acum 5 ani de zile, la o solicitare a spitalului, a pus la dispoziție un spațiu unde spitalul, sub o formă sau alta, a adus acolo un tomograf.
Primăria, ca implicare, doar a avut un contract de închiriere a spațiului cu firma care a adus acel tomograf. Contractul cu acea firmă, spitalul l-a avut sau diferite persoane din spital? Dacă lichidatorul va debloca situația, spitalul poate în cel mai scurt timp să închirieze spațiul amenajat în acel scop unei firme de profil. Pacienții sunt trimiși de aproximativ 7 luni la Brașov la diferite clinici să-și facă investigațiile, pentru că din luna februarie acestui an s-a închis cabinetul situat la parterul ambulatoriului de specialitate din cadrul Spitalului Municipal din Făgăraș. Consiliul Județean Brașov a lansat licitația pentru stabilirea unor consultanți care să pregătească documentația tehnică necesară reabilitării mai multor artere pe care le administrează. Ofertele de la proiectanți sunt așteptate până în data de 9 octombrie. Dacă vorbim despre zona Făgărașului, în anunțul licitației se arată că prin acest contract va fi realizat proiectul, detaliile de execuție și documentația tehnică pentru obținerea autorizației de construire pentru consolidarea alunecării de teren de pe drumul județean 105 Voila, limita cu județul Sibiu. De asemenea, se va realiza expertiza tehnică și documentația de avizare a lucrărilor pentru modernizarea și readarea mai multor șosele, respectiv drumul județean 109 Beclean-Luța. Totodată, se va realiza proiectul tehnic și pentru podul de lemn de peste Olt, de pe drumul județean 104K între Crihalma și Comăna. Contractul mai prevede întocmirea expertizelor tehnice pentru podețe de pe drumul județean 106, Șinca 9, Vlădeni, Dumbrăvița și Dali și se va realiza și pentru drumul județean 103D, Viștea de Sus, Viștișoara, dar și pentru refacerea unei porțiuni din drumul județean 104J, Calbor-Făgăraș, afectată de o alunecare de teren. În prezent, Consiliul Județean Brașov are în administrare peste 800 de kilometri de drumuri. În bugetul pe anul 2017, pentru reparația și întreținerea drumurilor județene, a fost alocată suma de 22,5 milioane de lei. La poalele munților Făgăraș, în comuna Ucea, există un cătun așezat în mijlocul pădurii, Sumerna. Doar câteva case se zăresc din drumul principal, dar fermecați de frumusețea peisajului și aerului curat, tot mai mulți locuitori din zonă și-au construit vile moderne. Locul este renumit și pentru una dintre cele mai mari investiții din România. Aici s-a construit în urmă cu câțiva ani cel mai mare parc fotovoltaic, ce se întinde pe o suprafață de 140 de hectare. Locul este unul care poate atrage mulți turiști, mai ales că iubitorii muntelui pot urca spre cabanele Potragu și Turnuri. Primăria din Ucea, proprietarul drumului care leagă Victoria de Sumerna, și-a dorit să acceseze fonduri europene pentru modernizarea acestuia. Încă din anul 2012 s-au întocmit documentațiile necesare și după 5 ani abia se află în procedura de licitație a lucrărilor. Timp de 3 ani s-a judecat primăria din Ucea cu agențiile care supervizau astfel de documentații, dar s-a izbit și de consultanți care frânau mersul documentelor, susțin autoritățile din comună, și procesul care a durat 2 ani a întârziat finanțarea. În prezent mai sunt de depășit câteva piedici birocratice, susține primarul Marian Băcilă, dar investiția este una foarte importantă. Un drum în valoare de 1,3 milioane de euro, mult mai larg, asfaltat cu 2 straturi pe 3,3 kilometri, cu un pod peste pârâul Ucea și cu rigole pluviale, dar și cu șanțuri pentru apa care vine în torenți de la munte. Cea de-a doua ediție a evenimentului intitulat Vânătoarea de Comori a fost primită cu brațele deschise de participanții la competiție, care au fost bucuroși de ceea ce au descoperit. Libertate de mișcare în aer liber, oameni noi și colțuri din orașul nostru pe care nu le știau până acum. Concursul a fost organizat de Clubul Sportiv Țara Făgărașului și are ca scop implicarea persoanelor din comunitate într-o activitate ce îmbină cunoașterea cu activitățile în aer liber. Cel mai important este să mobilizeze comunitatea să facă mișcare și treasure hunt-ul este cam cea mai potrivită activitate de genul ăsta, pentru că adună toate categoriile de vârstă. De exemplu, am avut și familii cu de la copii mici până la, nu știu, adolescenți și părinți și așa mai departe.
Probele din concurs au fost diversificate. Concurenții au avut de trecut atât pe cele fizice, cât și de perspicacitate și de testarea cunoștințelor de cultură generală. Probe fizice, de exemplu, o probă era să escaladeze peretele de la sala de cățărat, unde se afla un indiciu care îi ducea la proba următoare. O altă probă era să danseze tango cu cineva necunoscut de pe stradă, să formeze din bucăți de lemn, mai multe crenguțe, cam de jumătate de metru, fiecare crenguță, să formeze un băț mai lung cu care să ia un indiciu care se află la 3-4 metri față de ei. Ghicitori. Cele mai bune echipe au fost premiate de organizatori. Locul întâi a fost câștigat de echipa Fla-Fla-Pa, formată din Mariana Popa, Andreea și Elisabeta Izota. Echipa cu numele Zeii s-a clasat pe locul 2, fiind formată din Daniel Mălin, Valentin Aldea și Răzvan Țâmboiu. Iar locul 3 a fost ocupat de Camton, o echipă formată din Miruna Lungoci, Alexandru Soare și Sebastian Tătaru. Competiția Comorile Făgărașului se joacă în echipe, fiecare cu câte 3 membri. Concurenții trebuie să găsească drumul care îi va conduce la linia de sosire, urmând o serie de probe de aptitudini fizice sau intelectuale. În urma realizării fiecărei probe de pe traseu, se va descoperi un indiciu care ajută echipa să găsească calea corectă spre următoarea probă. Cea care ajunge la linia de sosire cu toate indiciile găsite, rezolvă puzzle-ul final și câștigă vânătoarea de comori.